roșii de la mine din solar, de la DESA, ecologice, netratate, sănătoase, gustoase. Bărbatul din imagini vine de ani de zile cu legume în piețele din Severin. Este doljan, dar alege în fiecare vară să-și vândă legumele severinenilor. Spune că până acum nu a dat greș și a mers continuu doar pe profit. Afacerea este una de familie, iar munca din solar a început-o încă din copilărie. Venim de mult, de 10 ani de zile aproape venim. Avem roșii, ardei, castraveți, legume speciale. Da, se cumpără. Sute de producători din alte județe își vând marfa în piețele din Drobeta, Turnu Severin. În această perioadă, cei mai mulți sunt din Dolj. Aici vinde marfă de ani de zile. Și ne place piața, e piața foarte frumoasă. Avem roșii, ardei, castraveți, de toate. Am ales piața din Severin că ne place, vinde mai bine, avem cunoștințe, deci de-aia am ales. Cazarea, dormim la mașină, la altceva, ce să mai spunem. Ne place aici în Severin, de-aia venim aici. Cât timp veniți aici? Avem, de când era piața de sus, noi am venit în continuu, avem cred că 20 de ani, noi tot venim aici. Aproximativ 25% din producătorii întâlniți în piețele din Drobeta, Turnu Severin provin din alte județe. Acest lucru ne ajută și la ținerea prețurilor sub control. Mesele sunt ocupate în proporție de 100%, mai ales în zilele de weekend, iar concurența scade prețurile. Sunt din multe județe, aș vorbi de Dâmboviți, de Pitești, de Dolj, de partea Banatului, fiecare pe produse, că e vorba de, și de anotimp, primăvara, vara, iarna, adică acum sunt cu roșii, cu castraveți, cu de primăvară, iarna sunt cu mere, cu cartoful care ține municipiul de Banat. Statisticile arată că în perioada de vară, în piețele din Drobeta, Turnu Severin, sunt cele mai mici prețuri din regiunea Olteniei.